Să știți că săptămâna aceasta s-au desfășurat încă două conferințe. Prima s-a desfășurat joi seara în municipiul Onești. A doua conferință s-a desfășurat aseară în anfiteatrul Universității Vasile Alexandre din Bacău. Și cea de-a treia ședință am hotărât cu Alianța din Bacău să se desfășoare în orașul de pe Valea Trotușului, de la Comănești. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vreau să vă anunț, vă avem printre noi ca invitată specială pe doamna avocat Marina Ioana Alexandru de la București, care este și secretar general al Alianței Părinților pe România. Să o primim cu aplauze! V-aș cere respectuos, dacă se poate, să dați telefoanele pe silențios ca să se desfășoare în condiții optime conferința noastră și dacă dintre dumneavoastră participanții aveți unele întrebări sau opinii, vă rog prin ridicarea mâinii, eu o să observ lucrul ăsta și vă voi mâna microfonul. Vom începe, ca și creștini, cu rugăciunea simplă Tatăl nostru pe care o știm toți. Te rog, Constantin, dacă vrei să spui tu rugăciunea. Mulțumim. Aș vrea să vă dau citire temei alese pentru a constitui un semnal de trezire a conștiinței naționale, de înțelegerea timpurilor pe care le trăim și un gest de explicare pro bono a unor elemente esențiale pe care le conține Constituția României. Ca să înțelegeți mai bine despre personalitatea doamnei avocat Marina Ioana Alexandru, o să dau citire despre studiile dumneaei, despre profesia și profesionalismul doamnei avocat Marina Ioana Alexandru. Doamna Marina Ioana Alexandru este foarte cunoscută în mediul activismului civic pentru activitatea intensă și profesionalism. Susține cu putere certitudinea aplicării legilor și este prezentă în mod eficient la dezbaterile publice, așa cum a fost de curând, la întâlnirea online propusă de ministrul Sorin Câmpeanu, cu privire la propunerile pentru legile învățământului. În conferință, doamna avocat va atinge și acest subiect. Marina Ioana Alexandru este avocat definitiv în Baroul București, specializat în drept civil, probleme de familie și viață, gestionarea și stingerea conflictelor, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale garantate de Constituția României, contencios administrativ, protecție și tehnică legislativă. Președinte al Corpului Profesional al Mediatorilor București, Consiliul de Mediere din România, mediator autorizat, membru al Corpului Profesional al Mediatorilor din România, mediator coordonator. Are pregătire în tehnici de comunicare și tehnici de negociere în cadrul trainingurilor susținute de către societatea Hild Asset S.A. București și a absolvit cursurile de specializare cu calificare și certificare internațională în comediere ale școlii de formare FMMM cu participarea trainerilor britanici Monica Hanaway și Diana Mitchell de la Regent's College of London, Marea Britanie. Este absolventa cursurilor de tehnici avansate în mediere ale școlii de formare FMMM și ale școlii The Lord Slane of Hadley, European Law Foundation din Marea Britanie și absolventa cursurilor de tehnici avansate în mediere ale școlii Federal Mediation and Conciliation Service, Washington DC, USA, agenția independentă specializată a guvernului SUA. Competență: mediator cu certificare internațională în conflicte transfrontaliere. Din 2016 și până în prezent, este secretar general al Asociației Alianța Părinților din România,
membru în Consiliul Director și coordonator al Departamentului Juridic. Din 2018 până în prezent, este președinte al Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, care are drept scop apărarea și promovarea drepturilor, îndatoririlor și libertăților ființei umane, precum și a valorilor social-spirituale ale familiei naturale ca nucleu al organizării sociale. Din 2016 este prezentă în activitatea civică. Coordonator și coautor juridic al amendamentelor referitoare la legea obligativității și consimțământului prezumat pentru vaccinarea întregii populații din România, cu activitate de reprezentare, asistență juridică, advocacy în relația cu instituțiile și autoritățile statului, ministere, Parlamentul României, în cadrul diverselor comisii de aviz și sau raport. Participant activ în cadrul diverselor dezbateri publice de la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul de Interne, Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Apărării Naționale, Consiliul Național a Audiovisualului și Parlamentul României. Coordonator, inițiator și autor al diferitelor lucrări juridice, acțiuni în instanțe de judecată și diferite amendamente, la proiecte legislative în domeniul familiei, sănătății, educației sociale, ideologie de gen, strategia 5G, certificat digital, adică certificatul verde, securitatea vieții cetățenilor români și securitatea națională. Abuzuri legislative prin încălcarea Constituției României și a drepturilor și libertăților fundamentale, etc. Activitate publică de informare juridică a cetățenilor în domeniul drepturilor și libertăților constituționale și cu privire la diferite legi și acte normative de mare interes național, precum și participare ca invitat la diferite emisiuni de televiziune și radio. Doamna Marina Ioana Alexandru, vă dorim succes și aveți cuvântul. Doamne ajută și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră în această seară, o seară în care, desigur, ați fi avut posibilitatea ca să rămâneți acasă sau să vă dedicați activităților de familie. Dar, totuși, ați ales ca astăzi, acum, să fim împreună aici și pentru aceasta vă mulțumesc! De asemenea, vreau să mulțumesc și organizatorilor Alianței Părinților din România și Alianța Părinților Filiala Bacău, domnului Claudiu Cotfas, doamna Elica Baran și tuturor celorlalți organizatori și tuturor celor care au sprijinit și au făcut posibilă această întâlnire și celor care ne găzduiesc în momentul acesta aici. Tema pe care am ales-o, adevărul cu care ne confruntăm, este un titlu care se vrea a fi un lanț, un șir de conferințe de acum încolo. Ceea ce m-a determinat ca să aleg această temă și să pornesc în țară pentru a face un turneu de informare a poporului român cu privire la adevărurile cu care ne confruntăm. Deci motivul pentru care am hotărât să fac lucrul acesta este pentru faptul că în urma sutelor de mesaje pe care le-am primit în ultimul timp sau a comentariilor de pe rețelele de socializare, am constatat că există o deznădejde. Poporul român a început să devină deznădăjduit. Poporul român a început să se simtă hărțuit și hăituit și amenințat, îngrădit și încarcerat în propria lui țară, în propria lui casă. Iar lucrul acesta nu poate să rămână așa. Am să încep cu finalul. Cu concluziile. Desigur, înainte să vin aici, mi-am făcut un plan despre ce să vorbesc, cum să vorbesc, cum să iau temele într-o anumită ordine. Însă socoteala de acasă cu cea din oraș nu este una și aceeași. În seara aceasta m-am gândit să încep cu concluzia, soluția. Soluțiile, de fapt, este o singură soluție, dragii mei.
este propria noastră ființă. Noi suntem soluția. Trezirea noastră, schimbarea mentalității și a atitudinii noastre vis-a-vis de tot ceea ce ne înconjoară, dar începând cu nucleul, începând de la nucleu, adică de la propria noastră ființă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că avem experiența ultimilor 2 ani și jumătate, în care am văzut că se duce o luptă acerbă în chip nevăzut și în chip văzut pentru anularea definitivă a drepturilor și libertăților noastre fundamentale sub diverse pretexte. Pretextul unei boli, care există, nu am contestat-o și eu nu o voi contesta niciodată, pentru că am trecut prin ea cu toții sau majoritatea, sau poate unii au trecut și nu și-au dat seama, dar au trecut prin ea. Acum mai avem și încălzirea globală și nu știm ce va mai urma. Iată că de 2 ani și jumătate ne aflăm în plin atac fără precedent la nucleul societății, la familie și la securitatea vieții noastre, a fiecăruia dintre noi, ceea ce este foarte grav. De ce spun că soluția suntem noi? Spun pentru că noi avem dreptul, autoritatea și puterea de a schimba lucrurile. Pentru că noi suntem liberi. Suntem liberi, dar ni se induce prin orice mijloc viclean că suntem slugile cuiva. Suntem o masă de manevră, ceea ce nu este adevărat. Un lucru pe care l-am spus, îl spun și îl voi spune până când voi închide ochii în această lume, este că libertatea este un dat și un dar divin, nu o favoare pe care ne-o face vreun funcționar public printr-o lege sau prin anumite legi. Noi ne-am născut liberi și asta nu se discută și nu se comentează pentru niciun fel de motiv. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat la creație, niciun om nu ne poate lua și nimeni nu ne poate lua decât cu o singură condiție. Ca noi să nu știm cine și ce suntem, să nu știm care este rolul nostru în existență și în societate și să cedăm. Să ne cedăm consimțământul, clipă de clipă, ceas de ceas. Și iată că lucrul acesta se încearcă. Tot ceea ce trăim în România și nu numai, pentru că în România este un caz particular al unei situații general care se petrece la nivel de mapamont. Trăim un experiment. Un experiment pe care neamul românesc l-a trăit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aici s-a venit peste noi de fiecare dată. Ne-am aflat tot timpul la intersecție de drumuri, la răscruce de drumuri, de culturi, de credințe, de interese politice. Așa cum s-a întâmplat în trecut, așa s-a întâmplat și acum 50 de ani, așa se întâmplă și acum. Am fost și suntem vânduți și trădați de către cei pe care se presupune că noi am ales să ne reprezinte interesele. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte ceea ce scrie la Constituția României, articolul 2.1. De ce voi face referire la Constituția României? Pentru că aici este consfințită libertatea noastră. Constituția României, care în momentul de față este atacată și se vrea a fi desființată. Și se încearcă lucrul acesta prin tot felul de acte normative care, fie direct, fie pe sub masă, sunt trecute prin Parlamentul României, se votează și nu se știe ce se votează. Unii nu știu ce votează, pentru că pe listele de vot se bagă la kilogram acte normative și deputații nu au timp sau senatorii nu au timp nici măcar să citească. Vă spun lucrul acesta pentru că de 6 ani de zile sunt implicată în prima linie atât în Parlamentul României din partea societății civile,
cu activitate clară și concretă, prin amendarea multor proiecte de acte normative, legi sau alte acte normative, precum și la dezbaterile publice de la diversele ministeri, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și așa mai departe, Ministerul Comunicațiilor. Lucrurile acestea le puteți verifica. Este suficient să dați o căutare pe internet și veți vedea că ceea ce vă spun nu sunt povești nemuritoare, ci sunt niște adevăruri crunte cu care ne confruntăm. Am să revin la Constituția României, la libertatea și suveranitatea noastră, articolul 2.1 din Constituția României, care spune că suveranitatea aparține poporului român. La Constituția comentată și adnotată vom găsi următoarea explicație la acest articol 2.1, că titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român, ceea ce este un lucru esențial pe care noi, ca popor, nu îl conștientizăm așa cum ar trebui, așa cum am avea nevoie, ci ne supunem cu teamă și cu obediență unor acte normative și unor așa zise obligativități care vin peste noi. Ne este frică să ne apărăm. Ceea ce am constatat, mai ales în ultimii 2 ani de zile, este că acestor funcționari publici care ocupă cu multă nedemnitate, dar nu o să vorbesc la modul general, pentru că avem și oameni în sistem care sunt alături de noi. Unii sunt neștiuți, sunt necunoscuți, dar ei există. Aici îmi aduc aminte de ce mi-a spus părintele meu duhovnic când am vrut să mă retrag din avocatură și m-am dus și am cerut binecuvântare. Și am spus, părinte, vreau să renunț să fac altceva. Să mă duc vânzătoare, să mă duc să fac orice, numai avocat, nu mai vreau să fiu, pentru că nu mai pot sluji în templul satanei. Așa spuneam cu niște ani în urmă. Iar duhovnicul mi-a spus următorul lucru, pentru asta n-am să-ți dau binecuvântare în veci. Pentru că lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu poate nici să o cuprindă și nici să o biruie. Du-te în templul satanei și fii tu lumina care luminează și întunericul dispare. Și vei întâlni și alte luminițe, pentru că în templul satanei Hristos a rânduit ca să fie și oamenii lui. Așa că fii un ostaș al lui Hristos. Lucrul acesta se întâmplă. Și am avut ocazia să constat lucrul acesta. Să constat că, într-adevăr, există oameni ai lui Hristos exact acolo unde nu te aștepți sau unde nu mai ai nădejde că poate să se mai schimbe ceva. De aceea a venit vremea ca să ne cunoaștem între noi și să ne unim, să ne întâlnim și să ne manifestăm cu demnitate și cu integritate dreptul, autoritatea și puterea pe care o avem și pe care nimeni și nimic nu poate să ne ia decât dacă noi o cedăm. Știți, dracul nu te poate duce cu el decât dacă tu accepti să faci lucrul acesta. Asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Avem aici o sumedenie de probleme. Am spus că avem atacul la familie. După cum am văzut în ultimii ani, se încearcă ca să ni se dea cât mai multă treabă de făcut, cât mai multe probleme se creează pentru familie, să muncim înnebuniți ca să plătim facturi, suntem înnebuniți că se mărește salariul, că se mărește pensia, dar nu ne uităm că se măresc și taxele și impozitele, că se scumpește cu câte 10 bani, 50 de bani un leu, pachetul de unt, găletuța de smântână, pâinea, combustibilul și așa mai departe. Dragii mei, trăim într-o hologramă. Suntem atrași într-o cursă. Am să revin la faptul că suntem titulari naturali și de drept ai puterii politice. Este un lucru pe care de ceva vreme îl spun peste tot.
fie că am fost în comisii parlamentare, fie că am fost la dezbateri publice și pentru aceasta există înregistrări. Celor care se află de partea cealaltă a baricadei nu le convine să audă lucrul acesta, pentru că au teamă, au frică de un popor trezit. De aceea este lupta ca mintea noastră să fie veșnic adormită, să fim veșnic induși în eroare. Vedem de ceva vreme încoace că se duce o luptă foarte mare pentru a fi subjugați din perspectiva sănătății. De ce din perspectiva sănătății? Aici este o lucrare foarte profundă și nevăzută pe care noi o simțim și o intuim și o vedem în planul social, da? Prin măsurile care se iau în domeniul sănătății. După cum am văzut teoriile conspirațiilor, în care eu, de exemplu, nu am crezut niciodată, râdeam și spuneam așa, chiar făceam glume pe tema aceasta, oare de ce ar vrea cineva să ne facă vreun rău? Însă am ales să fiu un observator și să-mi formez opinia documentându-mă pro unei idei, documentându-mă împotriva unei idei, extrăgându-mă, adoptând o poziție neutră și imparțială și privind foarte atent la ce se întâmplă prin fapte concrete. De ce domeniul sănătății este un domeniu cu care noi putem fi foarte ușor subjugați? Putem fi foarte ușor subjugați pentru că ne e frică de boală, ne este frică de suferință, ne este frică de moarte. Și atunci a fost suficient să se arunce pe piață că a venit un virus ucigaș care, dacă nu ne vom înțepa cu un ser experimental, vom muri. Nimic mai fals. Boala există. Practica a demonstrat că pentru ea există soluții. Există tratamente. Medicii care au ales să-și exercite cu demnitate și integritate vocația de a fi medic ne-au demonstrat și slavă lui Dumnezeu că încă avem medici strașnici în România. Medici care au învățat să trateze, medici care au stat la căpătuiul bolnavului și care au venit cu soluții. De asemenea, am avut posibilitatea să constatăm că ei sunt hărțuiți, dar nu s-au temut și merg înainte. Mă simt onorată că am avut posibilitatea și am posibilitatea să mă aflu printre acești medici cu care anul trecut am pornit un proces pentru împotriva metodologiei de supraveghere a virusului SARS-CoV-2, unde am și câștigat la Curtea de Apel București. Când într-o metodologie care stă la baza protocoalelor medicale din spitale, găsești scris, deci metodologia, fac o paranteză, trebuie să știți, cuprinde definițiile și procedurile pe baza cărora se fac protocoalele în spital. Pe baza acestor definiții se fac protocoalele, se fac raportările pentru diversele boli, da? Aici este vorba despre bolile transmisibile, după care, Departamentul de Situații de Urgență a dat decizii care a doua zi au devenit hotărâri de guvern de îngrădire a drepturilor și libertăților noastre. Am găsit scris negru pe alb în această metodologie că, indiferent de boala de care suferă un om și moare, el să fie declarat ca fiind mort de COVID-19. Nimic mai fals. De asemenea, am putut constata că s-au interzis autopsiile, am avut membrii familiilor care au decedat, dați în saci, îngropați în saci, n-am știut nimic de ei, ce și cum s-a întâmplat cu ei.
Toate lucrurile acestea vin pe linia așa ziselor directive europene. Iată că ne-am trezit în situația în care un ONG, care se numește Organizația Mondială a Sănătății, vine și ne pune restricții și vrea să aibă drept de viață și de moarte asupra întregii omeniri. Dictează protocol, dictează pandemii, epidemii și tratamente. Un protocol pentru un anumit tratament cel mult poate să fie cu titlu de recomandar, ca un fel de punct de reper eventual, dar nu poate niciodată să fie impus. Am auzit cu toții în mass media că Organizația Mondială a Sănătății a fost numită primul minister, Ministerul Sănătății al Guvernului Mondial. Oare ce o fi aceasta? M-am pus să citesc pentru că urmează să se voteze, dar s-a amânat lucrul acesta, urma să se voteze, s-a mai amânat un pic pentru constituirea acestui guvern mondial, ce se vrea a fi Organizația Mondială a Sănătății. M-am îngrozit și eu și toți colegii cu care am format și formez o echipă pentru apărarea drepturilor și libertăților noastre. Oameni buni, sunt semeni de-ai noștri care au ajuns să cadă în deznădejde. Au ajuns să creadă că nu se mai poate face nimic. Și vom vedea comentarii pe Facebook sau pe rețelele de socializare de tipul: dar ce pot eu să fac? Cum pot eu să schimb ceva? Nu vezi că pe ăștia nu-i interesează nimic? Nu vezi că oamenii sunt nesimțiți și indolenți? Am răspuns. Am răspuns atât individual, atât cât am putut și timpul mi-a permis la acele comentarii și acum răspund prin aceste conferințe pe care am hotărât să le țin în toată țara. Putem fiecare dintre noi să facem ceva dacă ne implicăm concret. Putem să facem și să schimbăm lucrurile. Avem aici în sală un exemplu de la care am să pornesc. Este domnul primar. Domnul primar, vă mulțumesc pentru prezență. Care împreună cu Mihai Târnoveanu, colegul nostru de luptă, s-au apucat la Valea Uzului și au făcut ceea ce are nevoie să facă, să facă pentru neamul românesc. Să-și recunoască eroi și să-i pună în valoare. Un alt exemplu este ceea ce s-a întâmplat când s-a pus problema să se voteze în Parlamentul României acel proiect de lege prin care se vroia legiferarea certificatului verde, cum îl știm noi. Iată că din toată țara s-au mobilizat semeni de-ai noștri, s-au organizat în tot felul de comitete, s-au dus peste parlamentari la birourile lor parlamentare, s-au apucat și au scris oameni, nu cine știe ce, da? Deci noi, oameni, da? S-au apucat și au scris e-mail-uri și le-au spus parlamentarilor: sub nicio formă nu aveți voie să faceți asta. Unii dintre noi ne-am dus în Parlament în comisii și am avut o poziție dură, alții au făcut meeting-uri, alții s-au dus la birourile parlamentare din toată țara, la consilii locale, la primării, au depus petiții, au depus memorii. Însăși, domnul ministru Rafila a ieșit public și a spus că nu se poate da o astfel de lege în România pentru că societatea civilă
a reacționat foarte dur și s-a opus acestui lucru. Deci, iată, dacă nu am fi avut semeni de-ai noștri care să se ridice din pat, să se ridice de la televizor și să meargă din proprie inițiativă să facă lucrurile acestea, poate astăzi ar fi fost altfel. Dar iată că, în mod miraculos, România a trecut ca prin urechile acului pe lângă niște lucruri care puteau să ne fie fatale. De aceea, dragilor, se poate. Și încă o dată vă mulțumesc și vă felicit pentru că ați ales să fim aici în seara aceasta, pentru că înseamnă că vă pasă, înseamnă că ați înțeles care vă este rolul în societate, ați înțeles și știți și simțiți că aveți ceva de făcut. Și nu aveți ceva de făcut, ci avem ceva de făcut împreună. De aceea vă rog să nu vă descurajați, pentru că nu aveți de ce. Să nu uităm că fidelitatea de țară față de țară este sacră, spune articolul 54.1 din Constituția României. Iar articolul 55.1 din Constituția României, împreună cu Legea Securității Naționale, spunem că avem dreptul să ne apărăm țara de dușmanul din afară și cel dinăuntru. Avem de mulți ani un cal troian, care s-a făcut resimțit de 32 de ani încoace tot mai puternic. În puterea noastră stă ca să schimbăm lucrurile, dacă noi ne schimbăm modul de a gândi și atitudinea. Am fost surprinsă, ca acum câteva zile în urmă, o săptămână, să mă contacteze o colegă din activismul civic și să-mi spună că a primit de la Autoritatea Națională pentru Comunicații un răspuns la o adresă prin care i s-a spus că proprietatea statului nu aparține poporului român. Hai serios! Dar cui o aparține proprietatea statului? Cine este statul și ce este statul? Am început să cercetez pentru că, în momentul în care am văzut că tot mai des apar idei de tipul că statul este una și poporul român este altceva, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Și am spus, trebuie să punem lucrurile la punct, pentru că așa nu mai merge. Dragilor, statul nu este o persoană. Statul este o formă de organizare socială. Statul are membrii ei. Statul suntem noi. Statul este poporul român. Statul are suveranitate pentru că fiecare dintre noi avem suveranitatea individuală care formează suveranitatea colectivă. Vedem că atacul la securitatea vieții noastre prin orice mijloc este practic un atac la dreptul natural de existență care se vrea a fi șters ca și noțiune din mintea noastră și din ființa noastră. Lucru fals. Dacă noi vom accepta și nu vom reacționa în niciun fel și vom continua să stăm la televizor să mâncăm chipsuri și să bem bere, bineînțeles că lucrurile acestea se vor împlini. Am spus-o public că noi nu avem o autoritate de stat. Ca să ai autoritate, trebuie să fii capabil să emiți hotărâri și să impui ascultare. Noi avem funcționari publici pe care îi plătim. Le-am spus-o și parlamentarilor. Bineînțeles,
că cei care sunt pentru neam și țară au fost imediat de acord cu mine, pentru că acolo în Parlamentul României, în acea fabrică de legi sau într-un metaforic templu al satanei sau nemetaforic, vom vedea până la final cum va fi, ei au ales să fie oamenii lui Dumnezeu și să-și facă treabă. Da, noi nu avem conducători. Noi avem reprezentanți pe bază de contract de mandat. Sunt funcționari publici plătiți din munca noastră. Noi avem dreptul ca să le cerem socoteală pentru ce fac în numele nostru și pentru noi. Avem dreptul să le cerem socoteală pentru modul în care ne reprezintă nevoile și interesele, iar ei au exclusiv obligația să ne răspundă punctual și prompt. Cei care ne urmăresc online acum și care aud ceea ce spun eu, știu foarte bine ce spun, pentru că lucrurile acestea le-am spus de fiecare dată, de ani de zile încoace. Și am să le spun și după ce am să plec din lumea asta. Așa cum ne vorbesc, voi vorbi și eu, cum ne vorbesc de ani de zile eroii martiri ai neamului nostru, care se vrea a fi șterși din memoria noastră. Numai că, spre surprinderea tuturor, socoteala lor cu socoteala lui Hristos nu este aceeași. Păcat pentru ei. Ce vreau să vă spun în continuare? Apropo de toate aceste legi, aceste restrângeri de drepturi și libertăți, acest atac la securitatea vieții noastre, a venit vremea să înțelegem că acești funcționari publici sunt salariații noștri, nu stăpânii noștri. Ei se poartă ca niște stăpâni, dar nu sunt ei de vin. Noi suntem de vin, fiecare dintre noi, pentru că în diversele momente ne-a fost frică. S-a venit cu gogorița, dată prin hotărâri de guvern anticonstituționale și nelegale, și iată, practica a demonstrat că așa este, deoarece 5 curți de apel din România au anulat în timp toate hotărârile de guvern date în perioada 2021-2022. Deci, citind motivările acelor hotărâri, am spus bravo judecătorilor care au avut curaj să rămână integri, să rămână necorupți și să judece așa cum trebuie și să-și exercite vocația, pentru că a fi judecător, a fi medic, a fi avocat, nu sunt profesii, sunt vocații. Și avem multe alte vocații. Deci, revin la suveranitatea și libertatea noastră, la dreptul, autoritatea și puterea pe care o avem și pe care putem să o manifestăm frumos, pașnic, în pace, cu demnitate, cu integritate. Articolul 39 din Constituția României spune că avem dreptul să manifestăm. Este suficient, dragii mei, când este câte o situație, să ieșim în piața publică, fiecare în orașul lui, în satul lui, în comuna lui, doar să fim. Nu trebuie să denigrăm pe nimeni, nu trebuie să vorbim și să ne adresăm urât nimănui. E suficient să fim prezenți în număr cât mai mare, ca să se știe, să se știe că noi nu legitimăm ceea ce acești reprezentanți ai noștri pe care noi
i-am investit cu încredere, dându-le mandatul să ne reprezinte, că ei nu fac ceea ce trebuie, iar noi nu suntem de acord cu ei. Știți că le este teamă, le este teamă de masă, le este teamă de un popor trezit, pentru că acela, un om trezit, nu mai poate fi manipulat. Un om care știe și un om care se manifestă, nu ai cum să-l mai minți, ai cum să îl mai induci în eroare. Vreau să vă spun că există foarte multe mijloace prin care consimțământul nostru ne este smuls și ne este manipulat printr-o sumedenie de mijloace viclene. Am găsit lucrul acesta în acea lege a obligativității și consimțământului prezumat pentru vaccinarea întregii populații din România. Auziți, consimțământ prezumat. Adică nouă să nu ni se mai ceară consimțământul, se presupune că noi deja ni l-am dat fără să mai fim întrebați. Și bineînțeles că tot acolo spune că acești legiuitori, acei medici și toți cei care vor face propagandă pentru indiferent ce boală, nu își asumă nicio răspundere dacă noi ne vom înțepa cu un ser experimental și dacă vom avea reacții adverse. Nu am să intru în multe amănunte, vă invit să căutați pe site-ul Camerei Deputaților și să accesați PLX 399 din 2017, să citiți proiectul de lege, încă se află în Camera Deputaților. Deși este blocat, pasaje întregi din el au fost extrase și le regăsim în hotărârile de guvern nelegale și anticonstituționale care s-au dat în ultimii 2 ani cu privire la restrângerea drepturilor noastre și îngrădirea noastră și le regăsim și într-o sumedenie de acte normative cu privire la drepturile noastre pe sănătate, pe legislația muncii, în legea pentru educație, în pachet cu legile justiției. Educația, justiția, apărare, sănătatea sunt pilonii principali pe care se sprijină viața noastră. Dacă aceștia sunt fisurați sau zdruncinați, se zdruncină întreaga orânduire a societății. Prin educație se vrea ca pruncii noștri să nu mai știe cine sunt și de unde provin. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să citiți proiectul de lege a învățământului România Educată. Vă spun toate lucrurile acestea pentru că din anul 2016 sunt implicată în prima linie în privința acestor proiecte de lege pe sănătate, pe educație, pe legislația muncii, pe comunicații, pe apărare. Sunt autor al amendamentelor împreună cu doamna dr. Anca Nițulescu, care este președintele Asociației Medici pentru Consimțământ Informat, și cu domnul psiholog Adrian Aciu de la DEVA. Dumnezeu a vrut și ne-a unit și am format o echipă de lucru și am amendat multe acte normative în acest sens. De asemenea, mai avem stâlpi strașnici pentru apărarea identității noastre naționale, cum este Mihai Târnoveanu, care este un bastion în Covasna, Harghita, Mureș și Brașov, pentru păstrarea identității noastre naționale. Și mai sunt destui. Am văzut cum s-a ridicat frumos, ne-am ridicat frumos
mulți dintre noi într-o stare de libertate și aclamăm și strigăm că noi suntem liberi și nimeni și nimic nu are dreptul ca să ne pună în genunchi. Iar dacă va fi nevoie, cum spunea cântecul lui Alifantis, că dacă ne înfruntă munții, munții nu munții noștri ai patriei noastre, ci în sens metaforic de grandoare, de mărire, dacă ne înfruntă cei care vor sau se cred că sunt puternici, cu munții ne vom bate, fără teamă. Asta ca să auziți cei care ne ascultați și să știți despre ce este vorba, că nu ne este frică de voi deloc. Sunt foarte multe lucruri de spus. Ceea ce vă rog, pentru că este deja o oră târzie și nu vreau ca să vă rețin atenția mai mult decât este nevoie, să nu uităm că bătălia este pentru anularea consimțământului nostru în orice domeniu. Nu vă mai dați consimțământul. Am să vă dau un exemplu pe care l-am regăsit în fișa medicală care se cere a fi semnată de către părinți la începerea anului școlar la școală. Da? Spune în această fișă medicală, da, îl obligă, vezi, Doamne, pe părinte, să semneze următoarea declarație, că sunt de acord cu folosirea datelor cu caracter personal în scopuri medicale și îmi exprim acordul cu privire la efectuarea acțiunilor cu caracter profilactic în cabinetul medical școlar. Triaj epidemiologic, alte acțiuni de combatere a răspândirii bolilor infecțioase în colectivitate. Oameni dragi, cu privire la folosirea datelor cu caracter personal, nu o să țin acum un compendiu de drept și de noțiuni juridice pe partea aceasta. Însă vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Vedem că de un timp încoace se pune foarte mult accent și peste tot auzim de datele cu caracter personal. Foarte bine, foarte frumos. Ideea nu este rea, însă. Însă, și această idee, ca multe alte idei, este precum cuțitul. Îl folosim ca instrument util în gospodărie sau îl folosim ca să ne ucidem semenul. Cuțitul este același. După cum vedem, în tot felul de declarații, de cereri, de contracte, găsim camuflat sub o intenție extraordinar de frumoasă și încântătoare intenția de a fi folosit cuțitul ca armă a crimei, adică împotriva noastră. V-ați pus vreodată problema ce înseamnă un contract? Un contract, din punct de vedere juridic, ca să fie valabil, trebuie ca acordul de voință al părților pentru încheierea acestui contract să fie liber exprimat și neviciat de niciun fel, consimțământul să nu fie viciat în niciun fel, adică să nu fie manipulat prin inducere în eroare, prin violență. V-ați pus vreodată întrebarea ce facem noi când ne ducem să încheiem contracte cu furnizorii de utilități? Gaze, apă, electrică, telefonie? Ați cerut vreodată să citiți contractul cap-coadă sau ați stat să-l citiți? Că dacă vrem să-l citim, să știți că suntem lăsați. Eu am testat lucrul acesta. Bineînțeles că funcționarii respectivi au apucat balamucul imediat. Pentru acele contracte au nu știu câte pagini, sunt scrise mici, 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 că nu îți fug ochii. Și am luat șocpixul în mână și a zis, Doamnă, haideți că e un contract standard, că nu știu ce. Ce vorbești, Doamne, eu sunt avocat. Aoleu! Da, luați și citiți și o să vedeți că dacă nu veți fi de acord cu ceva de acolo,
și veți spune, păi stați puțin că la punctul 2, aliniatul 7, eu nu sunt de acord cu exprimarea aia pentru că îmi dau seama că mă obligă la nu știu ce și nu este în ordine din punct de vedere juridic sau din punct de vedere moral. Sau așa simt eu, vreau să iau contractul ca să îl citesc împreună cu un jurist, să văd și eu despre ce e vorba. Veți vedea că indiferent unde vă duceți, îi vor apuca isteria pe acei funcționari și vor spune, domnule, nu se poate, nu-ți convine, nu mai primești gaze și electrică. Ăsta nu este contract, este din punct de vedere juridic lovit de nulitate. Pentru că atâta vreme cât eu ca beneficiar sunt indus în eroare, pentru că dacă aș cunoaște efectele adevărate ale clauzelor cuprinse în contract, cu siguranță nu aș mai semna. Motiv pentru care se recurge la tot felul de mijloace viclene, astfel încât eu să semnez contractul sau, ceea ce este și mai grav, se speculează nevoia mea și interesul meu și dorința mea, pentru că aici avem o similitudine între ce am nevoie și ce doresc, să închei un contract cu furnizorul de electrică. Dau și eu exemplu, că asta se extinde la orice. Și atunci, dacă el îmi ia contractul din față și îmi spune nu-ți convine, nu mai ai electrică, eu atunci, de teamă, aoleo, nu mai am electrică. Deci ce înseamnă în mintea mea ca om începe? Ce înseamnă să nu mai am electrică? Păi, hai să zicem că dacă ar fi vorba numai de lumina de la bec, aș sta cu o paiță, ca acum 200 de ani, cum stăteau străbunii noștri. Dar nu este vorba numai despre asta, este vorba de frigider, de hidrofor, de mașină de spălat și de multe alte lucruri care nouă ne-au ușurat existența. Același lucru este vorba și despre telefonia mobilă sau telefonia, da? Mijloacele noastre de comunicare. Și iată cum noi ne cedăm consimțământul fără să avem habar ce facem. Și pic cu pic, pic cu pic, se întâmplă cu drepturile și libertățile noastre și noi cedăm consimțământ și dăm cui nu trebuie putere, exact așa cum se întâmplă dacă punem o oală sub robinet și începe și picură, picură, picură până se umple. Numai că deja oala cu apă a dat pe din afară. Ce avem de făcut? Ajungem în același punct. Să ne manifestăm cu curaj, cu credință, cu demnitate și integritate, dreptul, autoritatea și puterea și să spunem până aici. Noi v-am dat un mandat, v-am investit cu încrederea noastră să ne reprezentați nevoile și interesele, iar nu ca să ne omorâți, ci ca să noi să avem o viață mai ușoară, o viață mai frumoasă, o viață mai bună. Pentru că dacă noi avem o viață bună și liniștită și suntem mulțumiți, ei vor ajunge în calea spre extaz. Dar nu înțeleg. Sunt obedienți unui sistem ticălos și unor ordine venite din altă parte. Deci, nu vă fie frică. Nu vă fie frică atunci când nu vă convine ceva, să puneți mâna pe o foaie de hârtie și să scrieți și să vă adresați sub semnatul către ce instituție este nevoie. Către Ministerul Sănătății. De ce revin iarăși la sănătate? Pentru că ceea ce nu știți, dar eu vă spun și vă îndemn să intrați pe Parlamentul României, Camera Deputaților și Senatul României și să urmăriți parcursul legislativ, să citiți ce este pe ordinea de zi în fiecare săptămână. Dacă nu puteți în fiecare săptămână să faceți chestia asta, grupați-vă 2, 3, 5 din familie și faceți cu rândul și o să găsiți acolo, pentru că se poate accesa proiectul de lege. Nimeni nu poate să se sustragă și să se prevaleze de faptul că nu cunoaște o lege sau un text.
Nu înțelegeți ceva? Întrebați juriști, căci sunt destui în România. Unii vă vor răspunde, alții nu. Unde nu găsiți înțelegere și rezonanță, mergeți mai departe și căutați până veți găsi, pentru că veți afla răspuns. Pe principiul caută și vei afla, bate și ți se va deschide, cere și ți se va da. Sunt lucruri simple. Faceți cereri. Acum este un proiect în dezbatere la Ministerul Sănătății cu privire la vaccinarea întregii populații împotriva rujeolei. Cei care avem 47 de ani plus avem imunitate naturală, la ce să mai fim înțepați. Numai că există alte chichițe strecurate în acel proiect de lege. Se deschide o poartă pentru introducerea sistemului Barnevernet din țările nordice pentru a ne fi luați copiii. Lucrul acesta s-a mai încercat odată când a fost la vot legea 136 privind carantina și izolarea și vă spun pentru că am fost în Comisia Juridică la Senatul României în luna iulie 2020 împreună cu doamna dr. Anca Nițulescu și cu domnul psiholog Adrian Aciu, am fost singuri din societatea civilă care am fost primiți în acea comisie a Senatului, unde Senatul era cameră decizională. S-a încercat și atunci instituționalizarea copiilor noștri printr-o jumătate de frază. De aceea trebuie să fim atenți și vigilenți. Avem nevoie ca de aer să fim cu mintea trează și neadormită, indiferent cât de obosiți suntem și de otânciți de problemele sociale, de facturile pe care le avem de plătit. Ni se tot spune, picătură cu picătură în mass media, că urmează o iarnă grea, că se vor mări facturile, că ni se vor lua proprietățile. Este un obiectiv pentru acești salariați ai noștri pe care îi plătim și încă îi tolerăm. Așa i-am spus de curând, public, domnului ministru al educației și consilierilor domniei sale, care cu o obrăznicie fără margini și-a permis să râdă în fața poporului român, pentru că noi eram niște reprezentanți din societatea civilă la dezbaterea publică din 23 august 2022, dezbaterea cu privire la legea educației. I-am pus 5 întrebări, am solicitat să și le noteze pentru a răspunde punctual, și după ce au auzit, au început să râdă. L-am întrebat pe domnul ministru de ce râde, ca să râdem împreună și să ne distrăm împreună, că doar noi îi plătim și încă îi tolerăm. Râdeau în continuare. Probabil că este distractiv că învățământul românesc de 32 de ani a fost sistematic și este distrus, iar acum se vrea a fi făcut praf. Același lucru este valabil și pentru sănătate. Dacă noi suntem atenți și vom ieși masiv cu petiții, cu cereri, cu solicitări, eu am renunțat când fac o petiție, am renunțat de mult să spun vă rog. Nu mai rog pe nimeni și nimic. Spun solicit. Și de cele mai multe ori am ajuns să spun, vă solicit imperativ să și aștept răspuns. Unde nu se dă răspuns, facem procese. Facem multe procese, procese colective din toată țara. Eu sunt pregătită pentru asta, am spus-o și o spun. Și nu sunt singura. Și nu sunt nici singura. Și nu sunt nici singură, suntem mulți. Suficient de mulți, astfel încât la următoarele alegeri, indiferent când vor avea loc, să avem un cuvânt categoric de spus.
De aceea, dragii mei, revin și insist, nu vă fie teamă să vă manifestați. Rețineți că avem dreptul, autoritatea și puterea. Ei, în mod iluzoriu, se cred autorități. Emit decizii, emit hotărâri, dar nu sunt capabili să impună ascultare, pentru că poporul român nu va asculta niciodată de călăii săi. Și acum suntem care pe care. Noi, chiar dacă vom fi în genunchi, capul pe butuc nu ni-l vom pune, pentru că la sfârșitul cărții Apocalipsei, Mântuitorul ne-a spus că El este biruitorul. Și știm lucrul acesta și din bazmele noastre, din bazmele copilăriei noastre, unde știm că în mod invariabil, cert și fără echivoc, la sfârșitul poveștii Baba Cloanța Cotoranța este asprul pedepsită și piere. Cine vrea să fie Baba Cloanța, îl invit. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru prezența în această seară și nu uitați că suntem împreună și împreună vom birui. Doamne, ajută! Mulțumim foarte mult, doamnei avocat Ioana Marina Alexandru. Dați-mi voie să vă adresez și eu câteva cuvinte, îmi permit, că sunt locuitor al Văii Trotușului și în majoritate mă adresez locuitorilor de pe Valea Trotușului. Dragii mei, este foarte dificil să vorbești după doamna avocat Marina Ioana Alexandru, pentru că atinge cam toate subiectele și mă gândesc cum aș putea și eu să vă transmit câte ceva pe lângă ce a vorbit, ca să nu fiu acuzat de plagiat. O să încerc să vă spun câte ceva din Sfânta Scriptură de la Facere. Ne amintim cu toții că am găsit în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a creat după chipul și asemănarea Lui pe Adam și l-a numit bărbat. Și pe urmă a creat și femeia, a numit-o Eva și a rămas femeie până în zilele noastre. Nu a creat întâi pe Adam și Gheorghe, nu a creat întâi nici pe Eva și pe Natasha. A creat bărbat și femeie, a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Nu a spus să fie pământul stăpânit de Partidul Ocultei de la Davos, nu a spus să fie stăpânit de Klaus Schwab, de Rockefeller, de George Soros, ori de Bill Gates. Nu a spus Dumnezeu ca Europa să fie stăpânită de mafia și satanele de la Bruxelles. Acum îmi dau seama că satana e de genul feminin. O ursulă, două ursule. Mai departe, nu a spus ca România să fie stăpânită de șefii de la București, cei care au făcut din economia națională și toate ramurile ei harcea-parcea. Ne pun bocancul pe cap și ne dau cu porția energie electrică, gaze, căldură, câte un bol de gândăcei, dar nu o să ne dea cu porția vaccinului. Și atunci noi ce facem? Ne-au distrus învățământul. Vor să facă copilașii să se adreseze cu părinte numărul 1 și părinte numărul 2? Credeți dumneavoastră, cei care aveți copii mici sau ați avut, că îi veți putea convinge pe copii când ei abia rup să spună primele cuvinte, în loc de mama să spună părinte numărul 1, papa, părinte numărul 2, caca, minte de copil? Atunci noi nu luăm atitudine. Haideți să vă dau un exemplu. Mergem într-un parc și ne așezăm pe bancă, ne lăsăm geanta cu lucrurile de valoare. Ne avem cheile la mașină, cardurile de bancă, buletinul și bănuți avem. Și ne fură imaginea din telefon și nu mai dăm atenție genții. Vine un răufăcător, ne-a genit și ne trage geanta, da? Nu numai femeilor, că și bărbații poartă acum agentuța lor, ați văzut, da? Ce faceți?
din bunătate, lăsați-vă dispară geanta și să fugă răufăcătorul, o apucați imediat și probabil o să-i dați cu geanta în cap și țineți la ea. Atunci, pentru cei care ne fură țara, că e mult mai valoroasă decât acea gentuța noastră, nu luăm atitudine când ni se fură țara? Și atunci să nu le dăm cu țara în cap? Dar cine e țara? Țara suntem noi, poporul. Și stăm și ne uităm la un teatru interminabil și numesc acest teatru Le Mizerabil. Că aceștia sunt mizerabili. Fraților, trebuie să luăm atitudine. Trebuie să ne trezim. Trebuie să facem ceva. Că din țara aceasta nu va mai rămâne nimic. Și să știți că încă mai avem timp. Cum ne vom mai legitima noi în fața generațiilor viitoare când noi nu facem nimic? Trebuie să luăm atitudine. Țineți minte. Trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Nu considerați dumneavoastră că din cauza păcatelor noastre am ajuns în această situație? Nu considerați că, uitați, și primul om care a fost creat de Dumnezeu a căzut din cauza păcatului, din cauza neascultării. Și în zilele noastre ce se întâmplă? Copiii nu mai ascultă de părinți, guvernanții noștri nu mai ascultă de popor, iar poporul nu mai ascultă de Dumnezeu. Ce fel ne putem noi numi popor creștin ortodox? Când în sfânta zi de vineri se face nuntă, părintele din sat cunună pe acești tineri și le dă binecuvântare. Ce binecuvântare poți să dai tu în ziua de vineri să faci nuntă, când nunta este una din cele 7 taine ale bisericii? Da? Se face o spăț acolo. Tinerii aceia invită și pe bunicii lor și poate au și străbunici. Îi invită la masă și la o spăț. Se cântă manele și se joacă în sfânta vinere de mama focului, când Domnul Hristos a fost pironit pe cruce. În recunoștință pentru acea zi de vineri, când trebuie noi, în recunoștință față de pironirea și suferințele Domnului Hristos, să o ținem așa cum trebuie. Iar noi jucăm de mama focului în rit de manele. Oare e binecuvântată acea nuntă? Ce poziție are preotul din sat? Dă binecuvântare? Păi o să auziți că s-au despărțit acei tineri. Că eu știu, mirele a fugit cu una mai focoasă, iar mireasa a plecat și ea cu cameramanul, cel care a filmat nunta, că i-a făcut băiduși din seara de vineri anunță. Mai departe, ce păcate mai facem noi? Înjurăm noi românii, suntem și avem un meșteșug în a înjura toate cele sfinte și pe Dumnezeu, când Dumnezeu n-are niciun amestec, că nouă nu ne-a ieșit niște trebuie. Și îl înjurăm, și înjurăm și biserica, și toate cele ce sunt în biserică. Și copilul, auzind înjurături la taică-su, continuă și el. Și crește așa, în a înjura. Și păcătuim și ne întrebăm, de ce Dumnezeu nu ne ajută? Păi ne ajută că îl înjurăm, când avem atâta nevoie de Dumnezeu și facem nunți vinerea și nu respectăm pe cele sfinte. Nu respectăm sfintele canoane ale sfinților părinți, nu respectăm nimic. Așadar, fraților, haideți să ne întoarcem cu toții, să înțelegem de ce Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ minunat numit România, să facem din ea să fie așa cum ne-a lăsat Dumnezeu ca o floare, pentru că noi am mâzgâlit această țară. Nu mai e așa cum ne-a dat-o Dumnezeu. Dar să știți că România poate să renască, o putem regenera. Haideți cu toții să punem umărul și să ne păstrăm țara așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, că suntem responsabili. Vă mulțumesc pentru atenție și l-aș ruga pe domnul primar Toma să ne spună câteva cuvinte și dumnealui, pentru că știe ce să ne spună după ce a auzit tema acestei conferințe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc foarte mult că ați venit și am foarte mulți prieteni în sală pe care îi recunosc și le mulțumesc din suflet că ați venit. Doamne ajută! Doamne primar. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă mulțumesc că s-a ales să veniți la
ceea ce faceți, pentru că avem nevoie de oameni ca Ioana. Și ar trebui să avem mult mai mulți, pentru că vedeți că suntem cu toți într-o stare de nemulțumire. Și nu facem aproape nimic. Noi cei oameni de rând nu facem aproape nimic și am să vă spun de ce cred eu că facem prea puțin. Să știți că starea asta de nemulțumire nu e de astăzi, de ieri. În 1989 eram student. Și atunci, împreună cu alți studenți, și văd aici câțiva care au părat ca mine, cred că erați dumneavoastră studenți, am ieșit pe străzi strigând de libertate. Acea libertate pe care mi-o doream de mult, de mult. Și ce-am făcut, ce-am câștigat? Aproape nimic. Avem libertate? Cred că avem. Avem tot ceea ce ne doream atunci, în 1989. Nu știu dacă avem. Eu mă consider un om norocos și spun asta pentru că Dumnezeu a fost foarte tare cu mine. Mi-a dat aproape tot ce am cerut. Mi-a dat și minte, mi-a dat și noroc, mi-a dat și doi copii frumoși și aici aș vrea să mă opresc puțin pentru că vorbim de asociația părinților și tare mă tem că la 50 de ani ai mei n-am făcut aproape nimic pentru această generație care urmează să predăm ștafeta. Copiii mei, am o fetiță și un băiat. Fetița e proaspăt studentă, băiatul este în clasa 11-a. Îmi spun, nu de azi, nu de ieri, ci de mai mult timp, că vor să plece din țară. Este o dramă pentru un părinte să vadă că munca lui, de niște ani, se duce pe apa sâmbetei. Pentru că n-are cui să predea această muncă. Pentru că copiii, și cred că sunteți și aici, oameni care aveți copii sau unde plecat afară, ne pleacă ce avem noi mai bun ca nație. Ne pleacă valorile. Ne pleacă acei oameni care ar putea mâine să schimbe această țară. Din păcate, odată plecați acești oameni, nu se mai întorc. Sau dacă se întorc, se întorc foarte puțin. Dar în mare parte nu se mai întorc. Am fost în Europa și în lume, în diverse țări. Am văzut acolo medici români de renume. Am văzut ingineri care au construit clădiri de nu-mi venea să cred. Am văzut profesori universitari, am văzut oameni de valoare. Discutând cu ei, am constatat că acești oameni nu vor să se mai întoarcă înapoi. Și am întrebat de ce. De ce nu vor să se mai întoarcă, să facă ceva și pentru țara lor? Aproape în cor mi-au spus că noi, cei care am rămas acasă, încurajăm incompetența. Încurajăm oamenii sau acele non-valori. Încurajăm tot felul de indivizi care se acuiază fie în Parlamentul României, fie în Guvernul României. Și ce fac? Ne conduc. Iar noi ce facem? De fiecare dată când avem ocazia, ne manifestăm așa în mulțumire. Și atât. Rămânem la acest nivel. M-am uitat pe niște procente de la alegerile locale sau de la alegerile generale. Este sfidător ce am citit acolo. Prezență de 20%. Unde erau ceilalți 80% care erau în țară? Nu e interesant. Oare n-aveau copii sau au copii acești oameni 80% care au rămas acasă? Sau poate 70%? Au rămas acasă și de la colțul fiecare, mai vocal sau mai puțin vocal, au comentat. Și au spus că, oricum, și cu ei și fără ei, tot non-valori vom avea la conducere. Nu cred că e bine să gândim așa. Aceste valori ale noastre nu sunt de ieri, nu sunt de azi. Nația asta românească, dacă uităm, nu știu, ultimele
ultima mie de ani, a avut niște valori. Poate credința este o valoare creștinismului pentru noi ca nație? Eu zic că este. Poate familia, este familia o valoare pentru noi? Eu zic că este. Patriotismul înseamnă ceva pentru noi? Eu cred că înseamnă. Iată câteva repere, ele pot continua, de care nu mai ținem cont. Ce avem noi cel mai drag? Familia. Deci nimic nu e mai presus decât copiii pe care avem familia pe care avem. Și ce facem? Aproape nimic. Pentru că vorbea Ioan aici de educație. Ce educație? Avem atâtea programe în guvernul României și auzim atâtea voci care vorbesc despre educație. Unde este educația noastră în România astăzi? Suntem jos, suntem la fundul sacului. De ce avem atâția copii, le spunem noi, analfabeți funcționali? Oare unde am fost noi ăștia toți care astăzi suntem nemulțumiți? Și ce am făcut? Păi dacă noi am susținut și am promovat non-valori, cum așteptăm să avem performanțe? N-avem cum. Vorbim de familie și ce facem? La fel, aproape nimic. Suntem aproape forțați să acceptăm aceste concepte europene, modernisme, care ne obligă să considerăm familia formată din părinte 1 și părinte 2. Nu mi se pare normal și dacă am fi gândit lucrul ăsta poate 30 de ani în urmă și am fi avut curajul să spunem deschis aceste opinii, nu știu unde ajungeam. Dar datorită neputinței noastre, datorită faptului că suntem atât de liniștiți și de mulțumiți într-un fel, vom ajunge la Părinte Bun și la Părinte Bun. Mi se recomandă ca să facem economie de energie, să facem pușcă de doi. E bine că nu ne-a spus cu cine să facem. Că dacă facem o familie, e ok. Avem atâtea resurse. Extraordinar de multe resurse avem. Țara asta n-ar trebui să stea în genul. Noi cu toții stăm în genul. Și ce dacă avem aceste resurse? Pentru că avem oameni slabi care ne conduc, suntem unde suntem. Nu peste mult timp, cu siguranță, cei care avem o anumită vârstă, ne-am născut un pic mai devreme, vom fi dur judecați. De cine? De copiii noștri. Pentru că ne vor spune că n-am fost în stare să punem stop acestei decăderi. Noi suntem într-o decădere, noi ca țară, ca nație. Nu facem aproape nimic. 20%, 30% prezență la vot, nu o să schimbăm nimic în țara asta. Vreau să vă spun că cei care ne conduc sunt băieți deștepți, în felul lor. Și nu vor ceda niciodată această putere, pentru că puterea le aduce niște avantaje. Dar avantaje de grup restrâns, nu pentru popor. În fiecare zi auzim ce ne-am dorit. Va crește tensia, va crește salariul, va nu știu ce se va întâmpla. A doua zi vine altul și spune că de fapt nu avem dorit să crește nici pensia, nici salariul. Și ce facem noi? Trăim în suferință. Este greu să-i spui unei femei de 70 de ani sau 20 de ani că va trebui să suporte o iarnă în frig. Ce va crede? Că țara în care a muncit poate 50 de ani sau 40 de ani, la bătrânețe își bate joc de ea. Și are cu siguranță dreptate. E greu să-i spunem unui om, nu neapărat de 70 de ani, că sistemul medical îl trimite la moarte. Dar asta se întâmplă, noi asta facem. Ați mers pe spitale și ați văzut ce se întâmplă acolo. Și cu bani mori cu ziua. Deci avem un sistem medical care, deși încercăm în toate mijloacele să-l resuscităm, el este în agonie. Avem un sistem de învățământ care produce pe bandă non-valor.
acei analfabeți funcționali de care vorbim. Avem, la fel, un sistem care ne spune că noi, ca nație, ar trebui să nu mai ținem cont de acele repere pe care bunicii, părinții noștri le-au dat și că ar trebui să acceptăm tot ceea ce un european ne impune. Sunt multe lucruri de spus, sunt multe dureri pe care le-am în suflet, pentru că încercând cumva să mă ridic și să trag un semnal de alarmă, nu vreau să fac altceva, am simțit că am avut unul băgat în gură. Am făcut decât la 100 de ani și Ioana a amintit aici, de la primul război mondial, să-mi permit să pun niște cruci eroilor români la Valea Ozunului. Pentru asta am avut nenumărate discuții cu oameni din producerea statului român de nivel 0. Unul dintre ei, în nesimțirea pe care îl caracteriza, și-a permis să mă întreb, când au murit acești oameni? Atât de interesat a fost de eroii români, și noi vorbeam de 100 de ani de la Marea Unire, încât nici măcar nu-mi interesa când au murit acei eroi. Când i-am spus că e vorba de eroi din primul război mondial, am spus că mai trebuie să scopăm morții după atâta timp să-i lăsăm acolo. Și multe alte cuvinte pe care nu le pot reproduce aici. Pentru că mi-e rușine să le spun, pentru că le-am auzit din gura demnitarilor români, în acele palate, aș putea să le spun, în care domniile lor își duc viața de zi cu zi. Deci nu avem voie să ne mai gândim nici la eroii noștri. Și atunci le-am spus că au ajuns demnitari și ei și eu, datorită sacrificiului suprem pe care acești eroi l-au făcut. Fie în primul război, fie în al doilea, fie la revoluție. Dar nu-i mai interesează, pentru că sunt lucruri trecute. Mi-au amintit, nu odată, ci de mai multe ori, că datorită scandalului de la Marea Uzului, o anumită grupare politică ar putea să iasă de la guvernare și ei vor pierde majoritatea. Lucru care s-a și întâmplat. Cei care urmăriți fiul poveștii, veți vedea că acea grupare politică a ieșit în aprilie 2019 și în septembrie acel guvern anterior. Iată câtă importanță dădeau echilibrului politic în Parlament, în interes personal sau de lucru strâns, și cât de interesanți au fost de eroi români. Sigur că nici eu, nici Ioana, nici ceilalți, 5, 6, 10, 20, cât ori fi în țara asta, nu vom face nimic. Suntem doar niște voci pe care acest bocan dezinteresat al statului român va călca mai devreme sau mai târziu. Eu am avut, nu mai știu, cred că 30-50 de procese penale, pentru că mi-am permis să fac lucrul ăsta. Nu vom avea nicio șansă dacă vocea societății civile nu va fi puternică. Atunci când societatea civilă este puternică, ați văzut fac pasul înapoi, pentru că sunt slabi. Am avut, repet, de mai multe ori discuții în Parlamentul Român cu primul ministru, cu ministrul de interne, cu președintele Senatului. Vreau să vă spun că sunt oameni slabi, pentru că ei știu că sunt vulnerabili. Dar mai știu un lucru, pentru că noi suntem puțini, societatea civilă, își fac joc de noi. Și o vor face încă mulți ani de aici încolo, dacă această societate civilă nu e unită. Dacă aceste principii enunțate aici sau în alte părți, nu le apără. Dacă familia este o valoare pentru noi, haideți să o apărăm. Dacă considerăm că acești copii ar trebui să rămână în țară, pentru că mâine vor fi medici noștri, care poate ne vor salva viața, mâine vor fi inginerii sau profesorii noștri, dacă îi ținem în țară, cu siguranță avem o șansă.
Dacă familia e o valoare, haideți să o apărăm. Dacă avem nevoie de sănătate, haideți să facem ceva. Nimeni nu va veni să facă. Vă rog. Domnule primar, eu vă fericit pentru activitatea noastră și vă propun următorul lucru. Vreau să sunteți un politician de la un partid foarte cunoscut și eu mă uimește un pic faptul că dumneavoastră vorbiți de parcă ați fi în opoziție. Da? Și mă uimește că, lasă să sunteți sincer, eu cred și vă respect, nu vă cunosc foarte bine activitatea, dar știu lucrurile importante. Bun. Haideți să facem altceva. De ce n-am să nu faceți o listă de primari care chiar vor binele României? De la toate partidele. Acum sunt într-o coaliție cu 60%. Da? Deci puteți să faceți cu PSD, cu PNL, cu toată lumea. Și să faceți o ligă a primarilor care vin cu proiecte de la comunități și să le impună politicii aceia de care ați spus că sunt incapabili, că sunt slabi. Pentru că dumneavoastră sunteți talvați, țării noastră veniți cu... veniți cu toată cunoașterea locală, da? Știți ce se întâmplă? Noi acum trăim moartea globalismului, da? Ba da, pentru că este un pendul care s-a dus mult prea departe. Dar în curând o să vedem că acest pendul se va duce cu o furie extraordinară în direcția locală. Noastră nu știți ce putere aveți, da? Pentru că, acum să fim vorba între noi, primarii sunt coloana vertebrală a oricărui partid. Da? Noastră sunteți cel care știți foarte bine ce se întâmplă în realitate, nu politicienii de la București. Da? Și vă dau un sfat, ca un mare care, că nu puteți veni în fața noastră să spuneți, domnule, noi nu putem să facem nimic. Nu puteți să faceți asta. Nu. Putem să facem și dacă îmi permiteți, vă și răspund. Dacă ceva se mișcă în țara asta și se mișcă, e și datorită muncii noastre. Pentru că noi suntem primarii buni sau răi, cum suntem noi, cei mai apropiați de realitățile comunităților. Și încercăm să facem aceste lucruri să fie mai puțin, sau aceste șocuri să fie mai puțin, cumva, simțite de cetățeni. Dar nu-i suficient. Nu-i suficient, pentru că degeaba, degeaba vin o sută de facem o colaborare. Și în aceste structuri organizatorice, noi suntem primarii de oraș, asociația orașului, comună și așa mai departe. Să știți că avem niște discuții foarte dure la nivel de miniștri. Nu se dau, păcat că nu se dau aceste discuții. Premierul, ministrul și așa mai departe, suntem foarte duri când ne ducem acolo. Dar știți că noastră să fiți prinsă. Să mergem acolo doar să ne strângem mâna și să bem o cafea. Avem cafea în teritoriu, nu ne trebuie. Dar nu este suficient. Pentru că în fiecare tur al alegerilor, cărțile se fac și pare rău să spun, dar fiecare se întreabă. Noi suntem, ne imaginăm că suntem toți parlamentari. Și eu să vă întreb, cum a fost domnilor în mandatul ăsta? A fost bine? Da. Și mai vreți o dată? Mai vrem o dată. A fost bine. Cine ne-a ales pe noi? Și atunci fiecare dintre noastre vă duceți și vă întoarceți. Cine ne-a ales? Fiți foarte atenți la ce vă spun. Pe noi nu ne interesează, cu ghilimele, politicienii. Nici societatea civilă, pentru că vedeți că are alt punct de vedere. Nu ne interesează poate nici să avem un învățământ de top. De ce? Pentru că un învățământ de top dă naștere unor lideri, dă naștere la valori. Valorile, ce fac aceste lucruri? Încep să aibă coloana vertebrală. Și pentru noi, politicienii de azi, ce înseamnă? Înseamnă concurență, nu ne interesează. Și atunci, fără un punct de vedere masiv al omului de rând, a societății civile, fără o prezență masivă în ziua votului. Din păcate, discutăm cu foarte mulți prieteni ai mei de ce nu merg la vot. Mi-au zis că nu au de ce merge, că toți sunt la fel și s-ar putea să fie așa. Iată că fiecare în direcția noastră trebuie să facem ceva, nu numai unii sau alții. Dacă vom aștepta, și asta este o teacă noastră, pe care am preluat-o din comunism, permanent așteptăm să vină cineva să ne facă un nou treabă. Nu va veni nimeni. Cred că fiecare, în direcția noastră, ar trebui să ne facem treaba. Cred că ar trebui acolo, când vedem niște lideri care lansează niște idei, care duc la unitate, să ne strângem în jurul lor. Astăzi aici m-aș bucura să fie, nu știu, sala plină.
200 de oameni, 300 de oameni. Dacă am fi făcut aici, puneam un afiș în față, Guță vine la Comănești în sala de sport, cum eram aici? Guță sau cu cine vreți dumneavoastră? Care sunt valorile noastre? Din nou vă întreb, care sunt valorile noastre? Se pare că aceste conferințe nu interesează pe mulți. Și asta e o problemă noastră. Ne dorim mai mult, vrem să ne ridicăm, dar nu oferim aproape nimic. Mă opresc aici pentru că dacă vreau să vă urmăr chestia, așa ca să spun un ton de dragoste frățească, Cristina. Deci, dumneavoastră care vă cunoaște dintre voi în participare directă, vă rugăm frumos, dați un semn alianței părinților, dați un semn surorii noastre și apărătoarei noastre strașnică amazoană a acestor plaiuri. Dați-ne mesajul meu pentru părinți, pentru toți părinții. Haideți să facem front comun, să ne putem ține acești copii în zona, în țară, sau măcar să-i aducem pe cei care au plecat. Cei care pleacă sunt cei mai buni, să nu uitați asta, sau printre cei mai buni. Și fără elita, de pleacă elita, de pleacă elita. De ce credeți că după 1945, când comuniștii au ajuns la putere, au băgat în pușcării, au făcut pușcările de studenți? Pentru că ei erau acei studenți, acele elite care au murit în pușcările românești, le puteau crea probleme cu lor. Ceilalți n-aveau să zică nimic. Și astăzi, dacă noi depopulăm țara de elite, n-avem decât soarta pe care se pare că am intrat deja, de a deveni plângăreți de profesie, de a aștepta cu mâna întinsă, nu știu la cine, să ne mai dea 50 de bani la litru de motorină sau de benzină. Cu noi suntem o nație demnă. Eu nu știu să fi stat în genunchi niciodată așa de mult cum am stat în această perioadă. Mulțumesc foarte mult! Mariana Suciu de la Școala Generală din Nassau,
a ridicat mâna și am observat că ar vrea să ne spună câteva cuvinte și ne bucurăm nespus de mult că sunteți prima din audiență din toate cele trei conferințe care ați ridicat mâna când vreți să vorbiți. Și după doamna Mariana Suciu, doamna învățătoare, am vrea să dăm cuvântul doamnei doctor Mihaela Oana Secară de la Onești. E venită un pic întârziată de la Iași, dar cei de pe urmă sunt primiți ca cei din tâi. Și vă pregătiți, vă rog, și pe urmă vom face încheierea conferinței. Vă invit la microfon. Bună seara tuturora! Eu am venit cu mare interes la această conferință și am dorința de a încheia, așa cum s-a început cu rugăciune, vreau să plec cu rugăciune și în același timp vreau să vă spun că am alături de mine o fetiță care mi-este elevă, mama, o mamă devotată și o bunică foarte valoroasă. Trei generații. Trei aici. Generații astă seară, care ne cuprinde pe toți. Această mică domnișoară, eleva mea, este cea care încă mai beneficiază de ora de religie care este în Mare Pericol. Această mamă minunată, de generația mea și a multora de aici, n-am beneficiat de oră de religie, dar am avut alături de noi o bunică minunată care ne-a transmis ce? Rugăciunea care a rămas în picioare. Și atunci, împreună cu eleva mea, și o să vă rog, cred, împreună cu toți, să spunem rugăciunea care este foarte potrivită la tot ce ne-a prezentat doamna avocat. Și să spunem așa, ca la școală, cum începem noi dimineața. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, luminează a noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin. Mulțumim foarte mult! Doamna Secară, vă invităm. Eu sunt așa mai tehnică. Adică voi vorbi despre niște lucruri strict medicale și care au o tentă tehnică. De aceea o să și citez niște materiale. Alcătuite de cine credeți? De către Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății se străduiește de ceva timp și a încercat în mai anul acesta să obțină cedarea suveranității, dacă tot vorbim despre suveranitate, cedarea suveranității statelor în domeniul medical către Organizația Mondială a Sănătății, către acest organism. Se dorește și iată că pe 12 septembrie, în mai n-au reușit, pe 12 septembrie au început din nou demersul ca statele să renunțe la a face politici de sănătate singure. Se dorește să intervină cineva, un așa zis ajutor, în fiecare stat. Și haideți să vă spun așa câteva articole pe care le modifică ei în International Health Regulations, în reglementările care există în acest moment și cam ce vor însemna ele. Cam ce societate se prefigurează la orizont în viziunea acestor oameni din Organizația Mondială a Sănătății. Primul lucru, să fim supravegheați. Articolul 5
prevede ca în decurs de 5 ani fiecare stat să aibă un sistem de monitorizare și raportare a tuturor evenimentelor medicale direct către OMS. Deci, atenție, nu mai trece prin filtrul autorităților statului respectiv raportarea. Da? Este o structură, cum s-ar spune, stat în stat, da? Care este în țara respectivă și care va raporta direct la Organizația Mondială a Sănătății absolut orice fel de, așa zis, eveniment. Adică izbucniri sau boli sau... și au puterea de a controla, deci aceste structuri, granițele noastre, infrastructura de apă și de alimente, aeroporturi, porturi, da? Circulația persoanelor, încărcături, bagaje, totul, și de a izola așa zisele situații în care persoanele pot transmite anumite boli. Da? Apoi, un alt articol prevede că vor fi verificați. Adică, țara trebuie să raporteze în 24 de ore orice eveniment care apare. Dacă nu raportează, OMS va interveni. Va da niște recomandări și va trimite o asistență, așa zisă, internațională. Adică ne vom trezi cu niște echipe care vor intra în țară, care vor avea un statut complet diferit de orice om care respectă legile țării respective și care va acționa pe teritoriul țării noastre, având libertate să ia tot felul de măsuri, da? Adică o țară întreagă, un stat întreg, va depinde de ceea ce va face această echipă. O economie, o școală, da? Școala țării respective, economia țării respective, sănătatea țării respective, totul va depinde de această echipă de la OMS, care va ateriza pur și simplu și va lua niște măsuri. Ce credeți? Dacă vă imaginați cumva că decizia de a interveni într-un stat și de a-l bloca pe partea economică, pe partea educațională, de a-l închide, de a îl pune în situațiile în care au fost statele în lockdown până nu de mult, dacă vă imaginați că această decizie va fi luată după nu știu câte dezbateri și după nu știu câte consultări între diferite organisme, vă înșelați. Un singur om va lua această decizie. Toate statele vor fi la mâna unui singur om, și anume directorul general, care, deși spune că se va consulta cu anumite organisme și cu statele membre, este doar o promisiune, pentru că aceste modificări legislative pe care vor să le facă ei în reglementări, le îi va permite acestui singur om să dispună de un stat întreg. Da? Acest singur om poate să spună într-o bună zi, conform acestor articole, că există o epidemie sau că există începutul unei pandemii, că există în mod real sau că există un potențial și că acel stat, ca urmare, poate fi, repet, închis pe parte educațională, pe parte economică, pe parte de liberă circulație, da? Toate aceste amendamente, până pe data de 28 septembrie, sunt în discuție. Ceea ce trebuie să nu se întâmple este ca statul român să semneze un astfel de dezastru
de reglementări. Și așa cum a spus doamna avocat, ei, adică reprezentanții noștri, adică conducătorii, noi le spunem conducători, dar în realitate ei sunt reprezentanții noștri, da? Aleși să ne reprezinte, nu au mandat să cedeze suveranitatea, nu au mandat să semneze aceste amendamente. Și ca să știți, va fi o listă neagră a acestor persoane, dacă vor semna aceste amendamente, se vor păstra aceste liste ale persoanelor care, fără a avea mandat din partea poporului român, au reprezentat cu nevrednicie în domeniul medical poporul român. Deci nu au de ce să încalce suveranitatea nici pe politici de sănătate publică. Pentru că, așa cum ați văzut în acești 2 ani, politicile de sănătate publică au făcut sau au fost elementul întregului joc, care a stat la baza întregului joc economic și politic. Deci, ne-au jucat folosind elemente de sănătate publică la loterie și sănătatea și economia și educația. Și mai vreau să spun un lucru, ca să știți, pentru că și la începutul acestei crize, în 2020, am spus niște lucruri și s-a întâmplat, din păcate, exact așa cum am spus. Am spus atunci că vaccinul, așa zisul vaccin, ARN mesager, această substanță, nu va opri îmbolnăvirea și transmiterea, și așa a fost, că este insuficient testat și va avea niște efecte adverse care nu se cunosc și iată așa a fost și se văd din ce în ce mai mult. Acum vă spun și v-am mai spus că vor dori multe doze, nu se vor opri la o primă doză, așa cum am spus la început, și iată acum spun așa, veți vedea că nu se vor lăsa până când nu vor forța vaccinarea obligatorie, nu anti-corona, ci vaccinarea obligatorie în general a copiilor cu vaccinurile clasice. Problema care se pune este că aceste vaccinuri care acum sunt făcute după tehnologia clasică și ele au niște dezavantaje, unele dintre ele, dar ele vor fi în scurt timp, veți vedea, toate după tehnologia ARN mesager. Ceea ce nu trebuie să facă, deci, autoritățile române, unul, nu trebuie să permită ca un act medical să fie neconsimțit, adică să facă obligatorie vaccinarea, indiferent cum ar fi ea. Doi, nu trebuie ca să permită intrarea tehnologiei ARN mesager în toate programele de vaccinare pe care le are această țară. Și vă mai spun un lucru, ca să știți și veți vedea de-a lungul timpului că realitățile îmi vor da dreptate, această tehnologie este extrem de periculoasă, nu a fost niciodată autorizată până la criza corona, pentru că în experimentele care se făceau, mortalitatea animalelor de laborator era între 50 și 100%, nu s-a ajuns la experimente pe om niciodată decât în timpul crizei corona, de care s-a profitat pentru a introduce această tehnologie care este dezastruoasă pentru organismul uman. Prin urmare, ceea ce trebuie să facă autoritățile în România este simplu, să reprezinte poporul român. Ceea ce dorim noi, cu adevărat. Ceea ce trebuie să facem noi este, așa cum s-a spus, să le arătăm că puterea este la noi.
Și acest lucru nu se poate decât în Dumnezeu, cu Dumnezeu și fiind uniți. Cu Maica Domnului înainte. O să avem. Dragii mei, în încheiere, vă mulțumesc foarte mult participanților. Asta înseamnă că a rămas o doză puternică de patriotism în domniile voastre. Vă mai invităm și cu alte ocazii la asemenea conferințe. Cred că ați simțit că au fost de folos și am petrecut împreună un timp de calitate. Mulțumim și domnului primar Toma al orașului Dărmănești că ne-a îmbărbătat și ne-a spus niște cuvinte folositoare. Mulțumim și celor care au aranjat această sală pentru noi și au muncit de a aranja aceste scaune și acest pupitru. Mulțumesc foarte mult și domnului primar al orașului Comănești, domnului Viorel Miron, pentru că ne-a închiriat această sală și vă doresc toate cele bune tuturor, să fim sănătoși cu toții și să ne revedem și cu alte ocazii. Doamne ajută și vă mulțumesc iarăși din suflet pentru prezență.